vom vorbi despre ceva care, dintr-o anumită perspectivă, este fundamental vieții noastre, și anume apa. Dacă fără mâncare mai reziști o perioadă de timp, fără apă, studiile spun că după 3 zile organismul deja se îmbolnăvește și nu prea mai putem rezista. O să punem acum și pentru voi prezentarea. Ok. O să vorbim despre apă și modalitatea de a folosi apa într-un mod cât mai înțelept și sănătos, ca să spunem așa. Cum spuneam, fiecare din noi consumăm apă. Este fundamentală, esențială vieții noastre. Dacă fără mâncare mai putem rezista, fără apă nu prea. După 3 zile, organismul începe să sufere atât de mult încât chiar plecăm de pe lumea asta și mergem la îngeraș, cei care am fost cuminți. De aceea, apa este extrem de importantă în viața noastră. Studiile au arătat că aproximativ 60-70% din compoziția organismului nostru, ca să spun așa, este constituită din apă. De aceea era și o glumă. Dacă vă duceți la o tânără sau femeia se duce la un tânăr și întreabă: îți place apa? Și el zice da. Înseamnă că 70% din mine îți place deja. Deci, în momentul în care vă place să beți apă și vă place apa, înseamnă că vă placeți între voi 70% cel puțin. Restul ține de amănunte pe care le dezvoltați ulterior. 70% din planeta noastră, chiar 72% din planeta noastră este constituită tot din apă, să știți. Deci apa are o pondere mult mai mare pe această planetă albastră, de altfel și culoarea ei dată de apă, ceea ce face ca apa să stea la baza întregii vieți pe această planetă și nu doar cea umană, ci inclusiv toate formele, toate viețuitoarele, că inclusiv și pietrele, să știți, conțin apă. Doar că, evident, cantitatea este mult mai mică. Sunt structuri care au în compoziția lor chiar 90% și ceva apă. Sunt mamifere care au în compoziția lor 75-80% apă. Deci apa este peste tot. Nimic nu crește, nu se dezvoltă. Viața în sine nu poate exista fără această apă. Vorbeam cu... Scuze, se derulează aici ceva fără să vrem. Gata. Vorbeam cu cineva astăzi, nu dau nume, și spunea că de obicei nu prea bea apă, nu prea interesa aspectul ăsta, și de când am adus această cană filtrantă și încă un element pe care o să vi-l dezvălui mâine, bea apă la greu în fiecare zi. Și am zis minunat, pentru că, să știi, apa chiar este foarte importantă și ajută la menținerea stării de sănătate și mai mult decât atât, apa ne poate ajuta să revenim la starea de sănătate. De multe ori v-am povestit că atunci când noi luăm anumite plante sau extracte din plante naturale, atunci când le luăm, în organismul nostru vor intra 2 aspecte sau 2 structuri. Structura biochimică, în funcție de natura acelei plante, dar și structura informațională, pe care planta, în mod specific, a acumulat-o de-a lungul vieții sale. În momentul în care noi aducem în ființa noastră acea plântuță, de fapt, noi impregnăm ființa noastră cu acea caracteristică a plantei respective. Și dacă noi o luăm în mod repetat, atunci evident că... Trebuie să vă închideți microfoanele, să aveți grijă, sau poate e cineva de la noi care se ocupă de asta. În momentul în care noi aducem plântuța aia în mod repetitiv, adică administrăm o perioadă de timp, de fapt, ființa noastră începe să se imprime, să se impregneze, precum un sugativ, așa cum vă mai spuneam, de acea caracteristică a plantei respective. Acum gândiți-vă la faptul că noi suntem aproape 70, între 60 și 70% apă. Apa este o substanță foarte specială, este o structură hexagonală, moleculară hexagonală, care conține ea însăși o calitate. În măsura în care noi consumăm apă, acea calitate a apei se imprimă în ființa noastră și ne impregnează. Gândiți-vă că dacă noi venim cu o apă care are o anumită caracteristică, 70% din ființa noastră se imprimă cu acea caracteristică. De aceea, de-a lungul timpului, s-au făcut mai multe studii și aici Masaru Emoto este un reprezentant de seama acestor studii cu privire la apă, care el ce a observat? Într-un anumit mediu de cristalizare, în funcție de ce impregna acea cameră de cristalizare unde exista apa, deci el a făcut o cameră de cristalizare, vă spun pentru că am reușit să facem și noi aceasta acum mulți ani, am făcut și eu această cameră de cristalizare împreună cu niște colegi și luam apa, o puneam în camera de cristalizare și puneam împreună cu apa respectivă diverse plante, să vedem cum cristalizează și la un moment dat chiar am făcut niște studii cu privire la sângele pacienților și luam sângele pacienților, puneam în camera respectivă de cristalizare și în funcție de forma care cristaliza picătura respectivă de sânge, puteam să o comparăm cu un catalog pe care noi îl luasem din studiile Emoto și din ce făcuserăm noi și astfel puteam să ne dăm seama cam ce remediu este foarte bun cu privire la acea picătură de sânge, ce se suprapune, ca să spunem așa, ca și imagine în camera de cristalizare. Ce a făcut Emoto? A fost să ia aceste picături de apă, să le pună în camera de cristalizare și să creeze, să genereze o informație, un câmp informațional asupra acelei picături de apă de diverse calități sau de diverse structuri. Cu alte cuvinte, a luat, de exemplu, apa și a pus o muzică în fundal care era extraordinar de bună, frumoasă și armonioasă. Și s-a observat că apa cristaliza într-un mod foarte frumos. A luat muzică oribilă care era total dizarmonioasă și a emis, ca să spunem, în ambianța în care exista picătura respectivă de apă, cristalizarea a fost extrem de haotică, ca să spunem așa, foarte urâtă. Și atunci a continuat acestea și, de exemplu, a pus în camera de cristalizare apă și a emis, ca să spunem așa, acel sentiment de iubire, de exemplu. Și vedeți pe imaginea de pe ecran cât de frumos s-a cristalizat apa respectivă. Cum s-au aranjat moleculele respective într-o formă atât de frumoasă, care ce sugerează? Starea de armonie, starea de frumusețe ce însoțește, de fapt, acea informație subtilă. În momentul în care noi emitem starea de iubire, în ființa noastră, vibrația pe care noi o emitem, în ființa noastră, apa reacționează, ca să spunem așa, și ce se determină? O cristalizare, cum vedeți, cu alte cuvinte, apa ia o formă extrem de armonioasă. În momentul în care noi emitem starea de iubire către cineva pe care noi îl iubim, în momentul respectiv, informația, energia informațională pe care noi o emitem, care însoțește iubirea respectivă, determină în ființa de lângă noi, către care emitem această stare, această aranjare, această cristalizare a apei din ființa lui. Pentru că, repet, 60, aproape 70% din ființa respectivă este apă. În momentul în care noi emitem această frecvență foarte înaltă, această stare de iubire, se produc aceste două elemente simultan. Una va cristaliza apa din ființa noastră într-un mod atât de armonios și de frumos și în același timp va genera în celălalt de lângă noi care resimte această stare de iubire și care zice simt cum mă iubești, în momentul respectiv chiar ființa lui, apa din ființa lui începe să cristalizeze în acest mod. Dacă eu, de exemplu, emit starea de încredere, pot să fac un anumit lucru benefic, atunci în ființa mea se va genera această undă informațională care va impregna, dacă o emit suficient de puternic sau, repet, această emisie, ca să spunem așa, va cristaliza în ființa mea apa, cei 60, aproape 70%, sub această formă. Și dacă eu, de exemplu, fac acest lucru împreună cu alții, într-un grup, în momentul respectiv, de fapt, se emite, cum să spun, datorită capacității de lucru la unison, se emite o vibrație, o energie foarte mare care se multiplică sinergic, adică se înmulțește, nu se adună. De exemplu, sunt 5 oameni, nu se adună 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ci pur și simplu se mulțesc între ei și astfel energia care se generează va conține o informație în funcție de intenția pe care am emis-o, aceasta pot să fac acel lucru benefic și în momentul respectiv apa din ființa noastră se va ordona, se va cristaliza, ca să spunem așa, într-o formă extrem de frumoasă. De aceea sunt, de exemplu, și în Orient, s-au făcut și în Occident, sunt acele grupe de rugăciuni sau grupe de meditații sau grupe de studiu în care oamenii fac ceva la unison, ceva benefic și făcând acel lucru benefic, că se roagă sau meditează sau fac diverse exerciții extraordinare, în momentul respectiv se generează în ființa lor această informație, datorită intenției, datorită fenomenului de rezonanță prin care ei se conectează în acel moment și va genera acest lucru ca o undă, ca să spunem așa, de energie extraordinar de bună și de frumoasă, va genera acest lucru în cei din jurul nostru, cristalizând, ca să spunem așa, apa într-un mod cu totul sublim și foarte armonios. În momentul în care noi avem o stare nu prea drăguță și emitem o stare dintre aia, îmi vine să fac nu știu ce, sau o stare de invidie sau de ură sau de gelozie sau de orice alt sentiment care este negativ, în momentul respectiv, la fel, dar din păcate total disarmonios, va genera în ființa noastră exact această caracteristică, va cristaliza apa din ființa noastră, cei 60, aproape 70% din ființa noastră va deveni, de fapt, acea formă pe care, de exemplu, o puteți vedea în josul paginii "Nu pot să fac". Vedeți cât de diferită este față de cea în care scrie "pot să fac". Și aici nu sunt acele imagini, dar puteți să le căutați pe net și o să vedeți că atunci când se emite o stare de ură sau Emoto chiar le-a fotografiat acele picături de cristalizate, chiar a fotografiat când se emit aceste stări de ură, de gelozie, de invidie, de reproș, de mânie și așa mai departe. Vă spun, formele sunt extraordinar de urâte, disarmonioase, ceva foarte urât. Ei, imaginați-vă că dacă noi emitem acea stare și chiar insistăm pe ea, adică nu emitem odată și după 30 de secunde deja am intrat în starea de fericire. Nu. Gândiți-vă că uneori noi chiar facem Din păcate, acest lucru se petrece un eveniment și începem să resimțim acea energie și să ne gândim și să emitem și să emitem. O, uite ce mi-a făcut, dar cum a putut să fac aia, dar aia. Și continuăm acest proces o perioadă de timp. Gândiți-vă că toată acea energie pe care noi o emitem, în primul rând, va afecta structura noastră pentru că ne încarcă, în ghilimele, cu această energie foarte negativă și apa din ființa noastră va cristaliza negativ și ce se petrece atunci? Ființa noastră, chiar structura noastră fizică se va modifica și vă să explic imediat ce implicații are, dar mai mult decât atât, dacă ne ducem către cineva și strigăm, țipăm, avem această atitudine față de ființa respectivă sau poate față de mai multe persoane, noi vom genera prin energia pe care o emitem, vom genera în ființele respective exact această cristalizare inclusiv în ființele lor. Și gândiți-vă ce se petrece la un copil, da? Care este extrem de sensibil și foarte receptiv, mai ales la persoanele la părinți pe care îi iubește. În momentul în care noi emitem această energie, această intenție care va direcționa energia respectivă către copil, o energie negativă, el fiind foarte receptiv, foarte deschis, în ființa lui îl cristalizați, ca să spunem așa, sau cristalizați în ființa lui 60%, 70%, exact acea energie negativă care va avea repercursiuni evident asupra copilului respectiv. Și de multe ori, asta vă spun că cineva și-a deschis microfonul din greșeală. Vă spun din practică, de multe ori au venit copii împreună cu părinți, copii bolnavi cu probleme de sănătate și care părinții au venit și au zis, e bolnav, faceți ceva, tratați-l, vindecați-l. Și atunci eu le-am explicat, noastră sunteți cauza, modul în care vă raportați la el, modul în care vă exprimați față de el, modul în care noastră resimțiți, chiar noastră, să zicem, treceți printr-un eveniment emoțional care este extrem de stresant sau foarte, negativ asupra ființei, copilul fiind lângă dumneavoastră sau în preajma noastră și fiind foarte receptiv, vă simte starea pe care o aveți și veți determina o cristalizare în ființa noastră total negativă, dar și în ființa lui. El fiind mai sensibil, va prelua poate chiar mai mult decât dumneavoastră și atunci, evident că el se îmbolnăvește. Dumneavoastră puteți să duceți acea modificare negativă, dar el nu, pentru că este o fire mult mai sensibilă și atunci el se îmbolnăvește și părintele ce face? Îl ia de mânuță și îl duce la medic să-l trateze, dar de fapt responsabilitatea acelei probleme de sănătate care a apărut la copil este la părinte. Pentru că el fie a emis către copilul respectiv acea energie, acea emoție negativă, fie el a trăit acea emoție în prezența copilului. De aceea, chiar la un moment dat, știind toate aceste lucruri, urmăream ca atunci când ajung acasă, înainte de a ajunge acasă la cea mică, să mă curăț cumva și să îmi analizez starea interioară și să-mi analizez modul în care sunt și să nu merg acasă cu, eu știu, poate tumultul de emoții și de energii care au fost pe parcursul zilei, ci să mă duc într-un model în care să fiu armonios și să pot cu adevărat să generez în familie, să generez în ambientul copilului ceva bun și frumos. Și de aceea chiar vă recomand să fiți foarte atenți, dacă se poate, mai ales cei care au copii mai mici, la acest mod de a ne manifesta în prezența lor, de acest mod de a simți anumite sentimente care poate nu le manifestăm propriu-zis, dar dacă ele există în ființa noastră și ne impregnează ființa noastră și ne cristalizează, ca să spunem, apa din ființa noastră, să știți că în mod automat va genera într-o măsură mai mare sau mai mică chiar și în cei de lângă noi. De aceea este foarte important să ne privim oarecum cu luciditate și să vedem ce generăm de fapt în noi și în ceilalți din jurul nostru. Mai mult decât atât, gândiți-vă că cum e apa în organismul nostru. Avem celulele lichidul extracelular care învelește, ca să spunem așa, în care există celulele noastre și vasele de sânge. Lichidul extracelular conține foarte multă apă. Sângele conține și el foarte multă apă. Celulele conțin o cantitate de apă, dar mai mică. În momentul în care eu vin cu o emoție negativă sau vin cu ceva care nu este pozitiv, atunci evident că voi influența și mediul extracelular din care se hrănește celula, voi influența inclusiv mediul intracelular și mai mult decât atât voi influența inclusiv sângele. Ce înseamnă asta? Că întreaga noastră ființă este direct influențată, întreaga noastră ființă este impregnată, impresionată de modul în care există această apă din structura noastră. Și aici, evident că putem să dăm foarte multe exemple de foarte multe boli care apar datorită modificării structurii apei din ființa noastră. Apa, să știți că are o structură, cum vă spuneam, hexagonală. De obicei sunt cam 15, 13, 15, 20 de particule, de molecule grupate și ea, prin această structură, pătrunde la nivel celular cu o anumită dificultate. În momentul în care noi putem interveni asupra apei și să o modificăm în sensul bun, este un lucru extraordinar. Și aceasta este ceea ce face cana de care vă voi povesti astăzi. Ce face această cană? În primul rând, dacă vedeți, este pe filtrul respectiv avem floarea vieții, care, dacă o să vă uitați pe invitații care sunt acum la noi, o să-l vedeți că Iulian are în spate chiar Iulian Vlad Tocianuc. Da? Are în spate această floare a vieții, care ce determină? Noi am pus-o pe această cană. Impregnează, așa cum Emoto, vă spuneam că pune diverse elemente pozitive care să modifice, să cristalizeze pozitiv apa. Ei, floarea vieții este un simbol extraordinar. Chiar vă recomand, nu am prea mult timp acum, că deja încep să-mi facă semne colegii, să citiți despre ea. Este un simbol extraordinar, ceea ce va determina în cazul acesta, pentru că l-am pus pe această cană specială, va determina o cristalizare a apei pe care dumneavoastră o puneți în cana respectivă filtrantă, va determina o cristalizare uimitoare, cu ceva extrem de armonios. Să știți că floarea vieții, s-au făcut studii cu privire la ea, vă dau doar un mic amănunt, în principiu ea aduce armonie, vindecare în orice structură unde ea este pusă. Deci, cu alte cuvinte, ceea ce face de fapt această floare a vieții este să vă alinieze, să alinieze apa la acea informație ideală, perfect armonioasă, perfect echilibrată, pe care dumneavoastră, impregnând această floare a vieții, impregnând apa pe care o puneți în cana respectivă, de fapt aduceți în ființa noastră această apă perfect echilibrată, perfect armonioasă, cu o informație de o frecvență extraordinar de înaltă, care ce va determina? O modificare a structurii noastre. Dacă există ceva care nu este foarte armonios în ființa noastră sau sunt anumite probleme de sănătate, asta înseamnă că în anumite zone ale organismului nostru există acolo un semi-întuneric, ca să spunem așa. Ei, bând apa în care a fost impregnată cu floarea vieții, de fapt aduceți lumina care curăță, care purifică, care vindecă în zona respectivă. Gândiți-vă că apa circulă în întregul organism, deci spală, ca să spunem așa, impregnează întreaga ființă. Și atunci evident că apa pe care noi o bem se duce de la creier până la vârful degetelor de la picioare. Impregnând-o cu această informație, calitatea apei este extraordinară, chiar și din această perspectivă. Mai departe, avem niște filtre Ceea ce face această cană, în primul rând, să purifice apa. În momentul în care ați văzut pe prima, cea cu Emoto, apă dintr-un râu poluat. Să știți că apa pe care, în mod obișnuit, este la apa de la robinet sau apa pe care o luăm din diverse surse, deși spun ei că este purificată, nu este. Are foarte multe substanțe care nu sunt bune. Mai mult decât atât, mediul ambiant, nefiind unul tocmai drăguț și curat, se impregnează aceste substanțe toxice în apă. Când bem această apă care nu este pură, evident că ne va modifica întreaga structură. Repet, tot ce intră în ființa noastră impregnează ființa noastră, ne modifică ființa noastră. Vă dădeam exemple cu plantele, că atunci când intră planta în ființa noastră, ne modifică în direcția respectivă a informației pe care o are planta. În momentul în care apa pe care noi o bem nu este curată, ne îmbolnăvește. Și de aceea această cană are un filtru de purificare care este, din ce am studiat pe piață față de celelalte filtre, are o capacitate foarte mare de purificare. Și, repet, nu este doar o purificare, este o purificare foarte eficientă. Ceea ce face ca elementele care intră în organismul nostru să nu ne îmbolnăvească. Al doilea element pe care îl face cana este o alcalinizare progresivă. Și aici este un element foarte special, spre deosebire de celelalte... Tot se modifică aici... Spre deosebire de celelalte device-uri pe care le-am mai avut, cealaltă cană anterioară, aici putem să realizăm o alcalinizare progresivă. De ce? Pentru că filtrele sunt construite astfel încât, cu cât stă apa mai mult, cu atât crește pH-ul structurii, pH-ul apei. Nu vă fac istoria pH-ului, am vorbit cu ea de atâtea ori. Robert v-a prezentat cana anterioară și v-a povestit despre pH. Știți ce înseamnă pH-ul. Gândiți-vă că în momentul în care noi aducem în organismul nostru majoritatea alimentelor acide, multe din emoțiile negative sau stările pe care nu sunt tocmai drăguțe, acidifiază foarte mult sângele. În momentul în care noi nu facem mișcare, mișcarea reprezentând un mecanism de drenaj, de curățare, ajută, stimulează mecanismul de drenaj, de curățare. Acum fiind și chestia asta cu pandemia în care toată lumea stă și muncește de acasă, cu atât mai puțină mișcare facem. Ceea ce face ca organismul nostru să înceapă să acumuleze diverse substanțe care scad pH-ul, cu alte cuvinte, tinde spre o acidifiere a sângelui. Și să știți că în momentul în care sângele nostru și mediul extracelular devine acid, riscul nostru de a ne îmbolnăvi este foarte mare. Iar dacă se trece, sângele are un pH de 7,35 până la 7,45. În momentul în care noi trecem cu câteva procente peste această limită, în sensul că devine mult mai acid, șansa noastră de a pleca la îngeraș este foarte mare. De aceea trebuie să ne menținem starea de neutralitate, pentru că 7,5 este starea, 7 este starea neutră. În momentul în care noi aducem foarte multe lucruri acide în organismul nostru, evident că se acidifiază organismul și atunci e necesar să reconvertim, să ajutăm, să purificăm de fapt organismul nostru astfel încât să îi menținem starea pH-ului. Știți că în 1938, parcă, un neamț a primit premiul Nobel pentru, sau 32, a primit premiul Nobel pentru că a demonstrat celulele tumorale se dezvoltă în mediu acid. Și de altfel să știți că cam 80% din bolile care există acum în lume se dezvoltă în medii acide. Foarte important. Apa pe care o bem să conțină această caracteristică alcalină pentru a neutraliza aciditatea din organismul nostru. În momentul în care organismul tinde spre o aciditate mai mare decât este fiziologic, necesară organismului, atunci el compensează această aciditate printr-o alcalinizare prin intermediul unor substanțe din organism, cum este, de exemplu, calciu. Și de aceea, cu cât mediul nostru din organism tinde spre aciditate, cu atât organismul face un efort mai mare să se alcalinizeze singur și de aceea alcalinizarea, în mod special, o face prin intermediul calciului pe care le ia din oase sau din dinți. Și atunci apar probleme la nivelul oaselor sau dinților. De ce? Pentru că noi consumăm alimente acide sau lichidele pe care le bem sunt acide. De altfel, chiar citeam un studiu că o sticlă de Coca-Cola, atunci când o bem, organismul nostru face un efort imens să neutralizeze aciditatea respectivă. În momentul în care noi, de exemplu, bem alcool, mai ales alcoolul tare, acesta duce la o acidifiere foarte puternică a organismului și chiar la o deshidratare. Probabil că o parte din cei care mă ascultă au trecut printr-un eveniment care se numește mahmureală, da? De a doua zi. Da. Și cum era? Dureri de cap, greutate, se țineau de pereți. Recunosc că n-am trăit această experiență, ci doar am citit despre ea. Ce se petrece? Alcoolul este un element, deși este lichid, totuși determină o deshidratare foarte puternică a organismului și de aceea bem alcool, noi avem senzația că bem lichide, dar de fapt se produce o deshidratare a organismului și mahmureala este această consecință a deshidratării organismului. De aceea chiar se recomandă pentru cei care beau alcool să alterneze paharele de alcool cu apă. Deci bem un pahar de vin sau de ce beți noastră, luați și beți un pahar cu apă. Mai beți un pahar de vin, mai beți și apă. Și astfel organismul nostru nu se deshidratează. Deci, alcalinizare progresivă. Puneți apă în cană și dacă nu vreți să fie, de exemplu, o folosiți la consum zilnic. Dacă o folosiți la consum zilnic, nu aveți nevoie de un pH foarte mare. 8,8 și ceva este suficient. Nu e nevoie să treceți până la 9, 9,5, cât poate să facă, de fapt, acest... Să vedem dacă avem aici filtru 1, 2, ok. Deci nu e nevoie să treceți până la 9,5 și să beți zilnic o perioadă mai lungă de timp apă alcalină 9,5. Această alcalinitate mai mare se bea pe perioade scurte. De aceea, dacă o folosiți zilnic și vă folosiți de apa aceasta filtrată cu cana Freeways, atunci o lăsați, nu o perioadă foarte mare de timp, se ajunge la un pH 8,8 și ceva, care este absolut suficient pentru a menține alcalinitatea organismului și a ne feri de foarte multe boli. Da? Pentru că, v-am spus, 80% din boli sunt datorate acidifierei organismului nostru. Dacă doriți în anumite momente să fie o apă mai alcalină, atunci pur și simplu trebuie să o lăsați o perioadă mai lungă de timp și rezultatul va fi că se alcalinizează din ce în ce mai multă apă, ajungând chiar până la 9,5. Asta este un mare avantaj a acestui filtru, că alcalinizează apa în mod progresiv, nu o face instantaneu și la o limită pe care noi nu o putem controla. Alt lucru pe care îl face această cană este antioxidarea progresivă. Așa cum este și alcalinizarea progresivă, aceasta face și antioxidare progresivă. Cu toți ați auzit de ORP, de-a lungul timpului Robert va tot povesti despre acest ORP. Este capacitatea oxidativă a anumitor elemente în organism. Noi ce facem? Luăm celulele organismului nostru, iau substanțele nutritive de care au nevoie, își fac treaba și elimină după aceea anumiți produși reziduali care sunt acizi, marea majoritatea lor, dar sunt și cu potențial toxic, să spunem așa, care pot determina procese oxidative intense în organismul nostru, ceea ce duce la îmbolnăvirea organismului. De aceea aceste substanțe trebuiesc anihilate în organism, pentru că altfel, repet, ele devin foarte toxice. Și atunci, de-a lungul timpului, și v-am mai povestit că și anumite produse de la Freeways au această capacitate antioxidativă. Ce înseamnă asta? Trebuie să aibă ORP-ul, acest indicator, să-l aibă sub 0. Cu cât este cu minus mai mare, cu atât are capacitatea de a anihila substanțele care determină oxidarea în organismul nostru. De aceea, noi am căutat un filtru care să aibă ORP-ul din ce în ce mai scăzut, ca să spunem, cu minusul din ce în ce mai mare, și această cană are un ORP care pleacă, care poate ajunge chiar până la minus 400. Minus 400 înseamnă foarte, foarte mult. Ce înseamnă asta? Înseamnă o capacitate de 400 de ori, ca să spunem așa, de a anihila substanțele oxidative din organismul nostru, de a anihila substanțele care îmbolnăvesc organismul nostru. Iar această capacitate este progresivă. Dacă vreți ca ORP-ul și pH-ul să fie de o calitate mai mare, atunci țineți apa mai mult în cana respectivă și atunci când o să o beți, o să fie un pH de până la 9,5 și un ORP de până la minus 400. Repet, nu e necesar să beți zilnic la aceste valori. În anumite momente de timp sau când vă simțiți, de exemplu, că organismul este mai încărcat sau ați mâncat o perioadă de timp lucruri care nu au fost tocmai foarte sănătoase sau ați depus, de exemplu, niște eforturi mai intense care au generat aciditate în organismul noastră, atunci în acele perioade puteți să lăsați apa să stea mai mult în cană și să se încarce, ca să spunem așa, cu o alcalinitate mai mare și cu o capacitate antioxidativă mai puternică și atunci evident că veți beneficia din plin de aceste caracteristici. Un alt element, că tot mi se fac semne și mi se arată cât mai am, un alt element care e foarte important este ionizarea. Acest element de ionizare este un element care este foarte special, ca să spunem așa. De ce? Pentru că ionizarea determină o restructurare a ființei noastre. De obicei, în urma proceselor pe care noi le... știți că sunt ioni pozitivi și ioni negativi, da? Atunci când se produc, mă rog, procesele biochimice din organismul nostru au ca rezultat producerea de ioni pozitivi. Și de aceea este necesar ca aceștia să fie polarizați, să fie neutralizați în cât mai mare măsură de ioni negativi, altfel, sub incidența acestor ioni pozitivi, organismul, dacă se acumulează peste o anumită limită, organismul se îmbolnăvește. Și atunci avem nevoie să aducem în organism substanțe care să polarizeze acești ioni pozitivi prin intermediul ionilor negativi. Plantele, să știți că au acești ioni negativi. Dar nu doar plantele. Această cană, prin filtrul pe care îl conține, creează sau generează în apa respectivă un proces, care stă în cană, un proces de ionizare. Eu, Tatiana, bine te pot. Așa îți găsește, Tatiana. Generează în apa care stă în cana respectivă, în cana aceasta Freeways, generează acești ioni negativi care vor intra în organismul nostru și vor neutraliza acei ioni pozitivi care de obicei ne îmbolnăvesc. Ceea ce face această cană, cu alte cuvinte, este să creeze toate condițiile necesare pentru ca apa pe care o bem și pe care o punem acolo să ajute organismul din mai multe perspective. Pentru că uneori poate nu e suficient doar să alcalinizăm apa sau sângele din organismul nostru. Uneori poate e necesar să aducem un ORP cu un minus foarte mare, pentru că deja am acumulat foarte mulți radicali liberi. Dar poate nici asta nu e suficient. Trebuie să neutralizăm acei ioni pozitivi care rezultă în urma proceselor biochimice în organism, care și ei sunt implicați în procesul de îmbolnăvire al organismului. Ceea ce face ca această cană, de fapt, prin filtrele pe care le conține, și o să vă arăt acum puțin cartușul care este alcătuit din 3 filtre, filtrul 1 purifică antifungic, antimicrobian, dedurizant, este extraordinar de eficient în această privință. Pentru că, din păcate, apa pe care o bem și pe care o folosim la mâncare, să știți că nu este o apă foarte curată și de aceea ar fi extraordinar de bine dacă ați putea să folosiți apa atunci când preparați mâncarea, să folosiți apa din cana Freeways, pentru că vă ferește de multe complicații ulterioare din punct de vedere al sănătății. Și avem aici bile ceramice minerale, dedurizante și antibacteriene. Filtrul 2, care filtrează și mai puternic, absorbe restul impurităților care au scăpat de filtrul 1, au în interior o compoziție naturală care nu agresează apa și nu o face să-și modifice unghiurile, pentru că acele molecule de hidrogen-oxigen sunt aranjate, vă spuneam, hexagonal, cu molecula de oxigen în interior, în mijloc, și în momentul în care noi venim, de exemplu, cu anumite substanțe, că am văzut filtre care vin cu substanțe care sunt foarte eficiente din punct de vedere al filtrării, dar modifică structura moleculei respective, ceea ce nu face bine organismului. Face bine din punct de vedere al apei, că o purifică, dar din punct de vedere al organismului nu face bine. Cartușul, filtrul 2, prin compoziția naturală, este extraordinar de eficient în această privință, pentru că păstrează caracteristica moleculei apei pe care o filtrează. Și filtrul 3, avem aici, și o să vorbim mâine despre acest proces de hidrogenare, o să vorbim un pic mai mult, o să vedeți și de ce. Este un principiu foarte special, această hidrogenare. Face cana, inclusiv, pe lângă ionizare, face și acest proces de hidrogenare. Cu alte cuvinte, aceste 3 filtre reușesc să realizeze purificare, alcalinizare progresivă în funcție de cât stă apa în cană, antioxidare progresivă în funcție de cât stă apa în cană, ionizarea, care este extraordinar de importantă pentru organism, și hidrogenarea, un element pe care o să vi-l povestesc mâine un pic mai mult, o să vedeți și de ce. Un element care este deosebit față de cealaltă cană și care, sincer, mă bucur, este un plus de bine, faptul că cartușul, mai bine zis cele 3 straturi, țin 6 luni de zile, un element foarte bun, dar de ce țin 6 luni de zile? Pentru că acest filtru poate fi purificat, spălat. Folosind oțetul sau acidul acetic, noi putem să spălăm aceste elemente din care sunt constituite, din care este constituit cartușul, și astfel valabilitatea lui cu aceeași eficiență durează 6 luni de zile. Ceea ce este un element, eu zic, important și ajutător, pentru că o să vedeți și pe prospectele pe care o să le primiți, o să vedeți indicațiile la cât timp puteți să spălați aceste filtre, filtrul respectiv, aceste 3 filtre. Deci cartușul se spală cu oțet, de exemplu, noi am făcut acest experiment și este extrem de eficient. Într-un cartuș obișnuit, pentru că nu există această posibilitate de spălat, în timp se depun ceea ce filtrează, se depune pe componentele filtrului respectiv. Acesta poate fi spălat cu oțet, vă spuneam, ceea ce face ca viața filtrului respectiv să meargă până la 6 luni de zile. Ceea ce eu zic că este un element foarte important și, repet, eficiența este foarte mare, pentru că își păstrează prospețimea, ca să spunem așa. Dacă în timp, datorită depunerilor respective pe un filtru obișnuit, împiedică capacitatea de filtrare și scade capacitatea de filtrare și alcalinizare, acesta, pentru că se poate spăla, face ca această capacitate să se mențină timp de 6 luni de zile. Ceea ce eu zic că este un lucru extraordinar. Deja sunt fugărit de aici. Dom'le, nu mai pot nici să vorbesc. Eu vreau să vă împărtășesc și nu sunt lăsat. Da. Din păcate... Da. Roxana îmi spune, ai timp și luni și marți. Și... Da. Acestea au fost... Pe scurt, să știți, elementele despre această cană, o să vedeți că o să o introducem în prezentările de ulterioare, încât să pot să vă dau mai multe elemente. Am vrut să fac o mică introducere și din punct de vedere al impactului asupra organismului nostru, dar și din punct de vedere al calităților constructive, ca să spunem așa, din care este constituită această cană și filtrul ei. De altfel, inclusiv cana în sine este făcută dintr-un material special care se folosește la tehnologiile medicale, ceea ce face ca să nu avem un plastic de la ordinar care să emită diverse substanțe toxice, ci este o structură, un polimer de altfel foarte, foarte bun și safe, în siguranță pentru sănătatea noastră. Cu aceasta dăm legătura și cu părere de rău. și cu părere de rău. Dar așa e bine, să vrea mai mult. Deci câți dintre voi stați așa? În primul rând să dăm stop share, deși... Așa, deci vreau să știu câți dintre voi vor să afle mai multe lucruri de la doctorul Catalin Luca! Toți vrem să aflăm. Toți. Vestea bună este că se va întoarce mâine și așa cum știți... Și să-i mulțumim mult pentru tot ce aduce. Acum și cei care au venit probabil pentru prima oară ați simțit cât suflet pune. Deci dacă toată noaptea am stat aici, n-ar fi suficient pentru aparent... acest obiect, dar care este o minune. Și uite, cu mulțumim mult de tot pentru astăzi. Și luni, și marți, și tot așa în fiecare săptămână și evident că vrem mai multe detalii, și mai multe detalii. Și vă invit să participați la acele prezentări săptămânale și să testați, asta vreau să spun, asta să știi că întreabă. E în felul următor. Dacă e vorba despre cană, testați și puneți întrebări. Zice, cum se procedează pentru dialog și întrebări? Am nevoie de plus de detalii. Probabil că o să o introducem la prezentarea de luni sau de marți și acolo și nu o să facem doar o emisiune, să vedeți că o să urmăresc să fac mai mult. De ce? Pentru că e un element, de exemplu, de multe ori vă întrebați cum să recomand cardio sau cum aș putea să recomand, eu știu, liverul sau eu știu ce alt element, în ce este bun. Și evident că de-a lungul timpului am urmărit să facem aceste prezentări vis-a-vis de specificațiile lor, dar reții într-o anumită măsură mai mare sau mai mică. Plus că mai ai această întrebare, dar pentru problema aia de sănătate pe care o are, oare e bun liverul sau nu? Apă bem toți, să fim sănătoși, 60-70% din organismul nostru e valabil pentru absolut oricine. De aceea, și ne-am bucurat foarte mult că am reușit să aducem această cană, pentru că chiar puteți să o recomandați oricui, că oricine, da, orice ființă din jurul noastră, inclusiv noastră, 60-70% sunteți apă și dacă apa are o calitate și care, repet, este o calitate foarte mare în momentul în care o punem în această cană și datorită purificării și datorită alcalinizării și antioxidant și ionizată și hidrogenată, deci este ceva extraordinar. Evident că îi veți face bine omului. Dacă nu știți ce să-i dați omului ăla care nu știu ce problemă de sănătate și nu știți dacă să-i dați, nu știu, cardio, liver, green power sau știu ce altceva, scoică verde, dacă îi dați cana cu această caracteristică, cu aceste caracteristici de care v-am spus, și tot îi faceți un bine extraordinar mare, pentru că i-a ajutat 60% din organismul lui, aproape 70%. De aceea e un device, ca să spunem așa, e un panaceu universal. Un instrument, da, prin care putem să facem bine oamenilor cel puțin 60% din ei. Super, mulțumim frumos. Au venit și apa are efecte benefice și în cazul pielii. Evident, are efecte benefice în cadrul întregului corp. La rinichi, la pancreas, la piele. Deci fiți luni, fiți marți, da? Și eu așa că îmi place așa să fac. Deci o să beau apa mea de aici și să știi că prima întrebare de mâine ți pune de acum. Deci când asta, când asta. Așa, este un fel de anteprima. Mâine dăm detalii. Da, mâine